Nu există alte fabrici de sânge decât inimile noastre. Donează! Sângele nu crește în copaci, ci în sufletele noastre. Sunt câteva sloganuri naționale prin care oamenii sunt încurajați să vină să doneze sânge. Iar făgărășenii au avut posibilitatea să facă acest lucru. Campania națională Donează sânge, salvează o viață, inițiată de către Patriarhia Română, a ajuns la Făgăraș pentru a cincea oară. Locuitorii țării Făgărașului au venit într-un număr mare de la prima ora dimineții la sediul protopopiatului ortodox din Făgăraș pentru a dona sânge. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Centrul Mobil de Donare de Sânge din Târgu Mureș. Este o campanie binevenită pentru că chiar dacă deplasarea noastră este destul de anevoioasă, noi venim și la Făgăraș pentru că pretutindeni sunt oameni cu suflet, oameni care vor să doneze un strop din sănătatea lor bolnavilor și nu au unde. Și în cazul acesta suntem pentru a, nu știu câte oară în Făgăraș, nu mai țin minte, dar de fiecare dată făgărășenii au răspuns în număr mare solicitării noastre. Câte persoane s-au prezentat până la ora actuală și la câte vă așteptați? Până în prezent au donat peste 30 de persoane, afară cred că sunt cel puțin atâtea și sunt convinsă că numărul va fi un număr mare. Zeci de persoane au donat în fiecare campanie organizată în anii trecuți la Făgăraș. Cei care au donat sânge au primit bonuri de masă și o zi liberă de la locul de muncă. La noi, în protopopiatul Făgăraș, a început campania de donare de sânge astăzi, începând cu ora 8:30. Le mulțumim pe această cale făgărășenilor care au răspuns afirmativ invitației noastre de a fi alături de un semn care se află în suferință. De asemenea, aceștia primesc și niște beneficii. Din partea echipei de la Târgu Mureș, bonuri valorice în valoare de 80 de lei și de asemenea din partea protopopiatului, o gustărică, un ceai, o cafea pentru cei care au donat, pentru a-și reveni cu forțe proaspete din nou. De asemenea, vă invităm și să vă afiliați campaniei noastre de donare de sânge și în următoarele ediții. Următoarea va fi undeva în primăvară. Anul acesta campania a atins un record. 80 de persoane din țara Făgărașului au donat sânge ieri, într-un interval de timp foarte scurt. Campania Donează sânge, salvează o viață a fost inițiată în anul 2013. Acțiunea are ca scop informarea și conștientizarea cu privire la nevoia reală de sânge pentru transfuzii din spitalele românești, creșterea numărului donatorilor de sânge din România și îmbunătățirea stocurilor sanguine naționale.